Toate școlile din Ilfov se închid începând de luni la recomandarea Direcției de Sănătate Publică Ilfov. Măsura a fost dispusă după ce incidența în Ilfov a ajuns la 15,48 cazuri la 1000 de locuitori. De asemenea, în județ sunt localități unde rata infectărilor a trecut de 20 la 1000. Discutăm mai multe despre deciziile luate astăzi chiar cu prefectul de Ilfov, domnul Daniel Tudorel Zanfiră. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția la jurnal. Bună ziua! Domnule Zanfir, așadar, școlile se închid. Este cea mai optimă măsură pentru a putea ține sub control această pandemie? Permiteți-mi să fac o corecție. Vă rog. Nu s-a luat o decizie în acest sens. Cei de la DSP au făcut o propunere, o recomandare transmisă către Inspectoratul Școlar Județean. Nu este o decizie, nu este o hotărâre luată în acest sens. Dar sunt șanse să se ia această decizie? Poftiți? Sunt șanse să se respecte recomandarea DSP-ului? Nu. Decizia cu privire la cursurile, felul în care vor fi desfășurate cursurile, este luată la nivelul consiliilor de administrație din unitățile școlare. Da. Pe de altă parte, îl avem în legătură telefonică directă și pe ministrul educației, domnul Sorin Câmpeanu. Vă salut cu respect. Bună ziua! Bună ziua! Domnule Câmpeanu, așadar nu prea sunteți de acord cu ce recomandare a făcut DSP Ilfov? Dacă era recomandare, mai puteam să trec cu vederea. Dar o autoritate a statului român a făcut o solicitare, a făcut o propunere. O propunere prin care și-a depășit atribuțiile legale. Apreciez răspunsul foarte corect al domnului prefect al județului Ilfov. DSP însă și-a depășit atribuțiile legale, a încălcat hotărârea CNSU numărul 76, a încălcat ordinul comun și s-a substituit atât Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, din care face parte și prefectura, bineînțeles, Inspectoratul Școlar Județean s-a substituit tuturor unităților de învățământ din Ilfov. Nu a înțeles, domnul director al DSP, că sunt localități, spre exemplu Dascălu, în care rata de infectare este 5,91, după cum sunt localități în care rata de infectare e foarte mare. Atunci când propui fără să diferențiezi din tot județul Ilfov, înseamnă că nu cunoști situația. Nu știe că sunt școli foarte aglomerate în care se învață în 2-3 schimburi, în care într-adevăr e un pericol real, cu un număr maxim de elevi în clasă, și sunt școli în care se învață într-un singur schimb, cu un număr mic de elevi în clasă. Nu știe de asemenea că sunt școli în care nu există niciun caz de infectare în rândul profesorilor și sunt școli în care există foarte multe cazuri de infectare în rândul elevilor și profesorilor. Mai cu seamă nu știe că nu are cadru legal pentru a face această propunere de trecere generalizată și nu am cunoștință ca DSP să fi făcut o anchetă epidemiologică la nivelul fiecăreia din cele 270 de unități de învățământ din județul Ilfov. În consecință, dacă pun în balanță și faptul că a făcut propuneri cu privire la ordinele de carantinare care sunt emise de Departamentul pentru Situații de Urgență, iată că domnul director DSP s-a substituit și Departamentului pentru Situații de Urgență. Da. E greu de calificat o asemenea abordare. Da, să ne aducă un pic mai aproape de realitate. Păcate, aș propune și domnului Zanfir să ne spună care este situația concret în școlile din Ilfov, domnule Zanfir. Așa este cum spune și domnul ministru? Așa este cum spune domnul ministru. Pentru că hotărârile trebuiesc luate la nivelul consiliilor de administrație, de la nivelul școlilor. Situația reală este cunoscută de cei care administrează fiecare școală. Și atunci, practic, veți ignora această recomandare a DSP. Cred că va respecta legea, domnul prefect. Corect, corect. Și cum veți acționa, domnule prefect, ca să înțeleagă și publicul de acasă? Nu există o altă măsură pe care o putem lua atâta timp când nu există o decizie, o hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, nu se aplică, nu este obligatorie. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, ar fi trebuit să se închidă școlile? Din punctul dumneavoastră de vedere, pentru a ține sub control această situație, pentru că în Ilfov, așa cum am discutat, iată, rata infectărilor trece în unele localități chiar și de 20 la 1000, vă rog. În acest moment nu trebuie să închise, trebuie să-și desfășoare activitatea în condiții de siguranță sanitară, așa cum spune ordinul comun al Ministrului Educației și al Ministrului Sănătății. Da, domnule Câmpeanu, vă rog. Sunt totul de acord cu ceea ce a spus domnul prefect. Domnul prefect cunoaște reglementările, domnul prefect nu dorește perturbarea procesului de monitorizare
a desfășurării procesului de învățământ și a mecanismelor administrative de gestionare a situației în stare de alertă. Este o abordare matură și mulțumesc domnului prefect pentru această abordare. Și atunci, domnule Câmpeanu, școlile vor rămâne deschise chiar dacă în unele localități, iată, rata trece chiar și de 20 la mie. Deci, e clar că e o rată de infectare foarte mare. Dar nu ne putem substitui noi, în speță eu, Ministerul Educației, Departamentului pentru Situații de Urgență, care decide ordinele de carantinare și decide ce activități se suspendă pe perioada de carantină. Nu putem să ne dăm toți cu părerea la instituirea carantinei. Instituirea carantinei se face în funcție de o serie de parametri, printre care rata de infectare este doar unul. Da, mulțumesc mult pentru această intervenție, mulțumesc domnule Câmpeanu, mulțumesc și dumneavoastră domnule Zamfir, doamnelor și domnilor, mergem mai departe cu jurnalul.